Bună ziua! Astăzi, la interviurile juridice, alături de mine este domnul Liviu Fenoghen, director CSLB, respectiv Centrul de Soluționare Alternativă al Ligilor Bancare. Bună ziua, Liviu, și bine ai venit la juridice! Bună ziua! Mulțumesc frumos pentru invitație, Alina! Bucuria mea să fiu prezent la juridice.ro. Da. Liviu, de dimineață, când am intrat pe juridice, am văzut un comunicat extraordinar, aș putea să spun, dat de voi, de CSLB, în care ideea pe scurt este că oamenii în pandemie, în această perioadă, nu au stat, din contră, au venit și au bătut la ușa centrului. La ușa online a centrului, la ușa online, la ușa online a centrului, pentru că noi chiar am recomandat la începutul perioadei de pandemie să fie limitată cumva prezența fizică la sediul CSLB, sediu care nu a fost încuiat, activitatea nu a fost suspendată, dar evident pentru rațiuni de protecție a sănătății consumatorilor, în principal și a angajaților CSLB, am recomandat ca accesul la serviciile centrului să se facă online, pentru că oricum aproximativ 95% din activitatea noastră se desfășoară în spațiul online, via e-mail, via aplicația IT care se regăsește pe site-ul nostru. Prin urmare, nu s-ar putea spune că am pierdut cine știe ce business în această perioadă. Da, oamenii au bătut în continuare, consumatorii au bătut în continuare la ușa online a CSLB și au bătut cu folos, în sensul că săptămâna trecută am înregistrat un număr de 122 de cereri, cifră care este într-adevăr un record pentru întreaga activitate de 4 ani și aproximativ 2 luni a CSLB, activitate operațională. Mulțumim de centrului. Mulțumim frumos, da. Acum, spunem de acest număr de 122, ne bucură ce anume? Ne bucură faptul că acești consumatori, având probleme în raport cu comercianții din sistemul financiar bancar, adică bănci, respectiv IFN-uri, au ales să vină către CSLB. Evident, nu ne bucură faptul că acești oameni, că acești consumatori au necazuri. Pentru că orice solicitare făcută către CSLB înseamnă o persoană care are o anumită problemă de rezolvat. Nu mai poate, în majoritatea cazurilor, 90% dintre cazuri, nu mai poate să-și mai plătească ratele la un credit. Și am făcut fac acest comentariu, aproximativ 90% dintre cererile pe care le primește CSLB se referă la contracte de credit. Mai rămân încă 10% care se referă la altă tipologie de relații ale consumatorilor cu băncile, la plăți, la depozite, la, eu știu, comisioane aferente altor operațiuni bancare, etc., etc. Grosul, cum ar spune românii, se referă la aceste contracte, contracte de credit. Da, corect, așa este, da. Deci aproximativ 90%. Spune-mi, te rog, 830 de cereri în care s-au format până acum 190 de dosare de conciliere la care se adaugă 83 de cereri de soluționate amiabil. Da. Este mult, este puțin? Mie îmi se pare foarte mult, Liviu. Este mult, dacă facem o comparație cu primii 2 ani de zile, este extraordinar de mult. Și țin minte și să ne amintim în 2016, adică eu mi-amintesc că în 2016 aveam 235 de cereri în tot anul, 235 de cereri, deci săptămâna trecută am avut jumătate practic. Da. 122 de cereri și se constituiau doar 46 de dosare. În anul următor am avut 505 cereri în 2017, din care se constituiau 214 dosare. În anul următor am avut undeva la 1297, în 2018, 1297 de cereri și se constituiau 550 de cereri, iar anul trecut am avut 2117 cereri, ceea ce deja nu mai pare chiar așa o cifră de neatins, chiar dacă sunt 2117 cereri și se constituiau 664 de dosare. Deci oricum mai mult față de... Practic activitatea a crescut cumva de la an la an, nu a fost o creștere exponențială și nici nu ne-am dorit așa ceva, în sensul că nu că nu ne-am dorit. A fost foarte greu să ajungem la... aceste informații să ajungă la cunoștința tuturor consumatorilor, pentru că ei sunt cei care au vocație de a sesiza, de a accesa serviciile centrului. Nu numai ei sunt cei care pot să facă cererea, dar și băncile erau interesate ca, eu știu, consumatorii să afle de această posibilitate, pentru că în acest mod se evită, dacă vrei, instanța de judecată și, prin urmare, în tot acești 4 ani de zile am avut și sprijinul băncilor
să ne facem cunoscuți, să ne facem cunoscute serviciile și în felul acesta s-au înmulțit și cererile și dosarele, chiar dacă nu exponențial, dar creșterea se vede clar de la an la an. Și acum, iată, a fost 829, cum ai spus, de cereri la sfârșitul săptămânii trecute, deja ne apropiem de, chiar astăzi că este miercuri, ne apropiem de 900 de cereri. Așa. Crescut, deci au crescut încă vreo 60 de cereri în cele 3 zile, înseamnă cumva că se păstrează cât de cât ritmul din săptămâna trecută. Deci da. Eu spunem, te rog, cât durează dosarul, că ai folosit cuvântul dosar, da. Cât durează din momentul în care cineva vine la voi, fie că vă trimite mail, fie că vine și bate la ușă fizic, da. Bănuiesc că sunt și oameni care vin pe stradă, n-am mail, dar totuși am venit până la noastră, deci cât durează din momentul în care se înregistrează la voi dosarul și până se soluționează el, ca și timp. Alina, teoretic, început teoria acum. Așa, conform prevederilor legale 38/2015, ordonanța în baza cărei a fost înființat centrul și celelalte entități SAL care mai există în România, termenul legal de soluționare este de 90 de zile de la constituirea dosarului. Ce înseamnă asta? Că în momentul în care se primește o cerere din partea unui consumator, fie că i-a venit prin intermediul aplicației, fie că a fost trimisă via e-mail, fie că a fost trimisă prin poștă sau că a fost adusă cu mânuța direct la sediul CSALB și așa ceva s-a întâmplat inclusiv în perioada pandemiei, în 2-3 cazuri, chiar au venit persoane cu măscuță, dotați corespunzător, dar au venit. Cu mănușele, dar au venit, da. Și cererile lor, evident, că au fost primite. Nu a venit omul, nu poți să îi refuzi, eu știu, Doamne ferește, așa ceva. Din momentul în care se primește această cerere, ea este transmisă către bancă sau către IFN, care o analizează. Uh-huh. Are un termen de 15 zile fiecare bancă pentru fiecare cerere, în care trebuie să răspundă dacă intră sau nu intră. Procedura este voluntară, trebuie precizat. Adică voluntară este și din partea consumatorului, care poate alege să vină către CSALB sau să se ducă direct în instanță, dar sunt avantaje să vină la CSALB și le vom spune imediat. Corect. Avantaje sunt și pentru pe bancă. Noi spunem că ne preferă și este corect sau este, cum să spun, recomandabil statistic să ne prefere. Iată. Da, și statistic se întâmplă să ne prefere. După care, după aceste 15 zile, dacă banca acceptă, este desemnat aleator unul dintre conciliatorii cu care colaborează CSALB. Și acest conciliator începe discuțiile, inițial cu consumatorul, ulterior cu banca, încearcă să găsească o soluție comună. Important, iarăși de menționat, nu ne limităm la analiza în drept sau strict pe clauzele contractuale, ci se face o analiză în echitate. Aceasta este metoda de analizare, de cercetare, dacă vrei, de soluționare în echitate a problemei. Și în momentul în care se găsește o soluție, conciliatorul propune o notă de soluție părților. Deci, efectiv, imaginează-ți o foaie de hârtie pe care scrie: eu așa îmi imaginez că s-ar putea rezolva problema voastră. Acea notă de soluție este înaintată părțile, părțile au timp iarăși de gândire pentru a vedea dacă acceptă sau nu acceptă, ea mai poate fi negociată, deci un fine-tuning inclusiv asupra propunerii pe care a făcut-o conciliatorul, iar în măsura în care ea este acceptată, avem o hotărâre. Dacă este acceptată de către ambele părți. Dacă nu este acceptată de către o parte sau de către ambele, mai rar s-a întâmplat, dar o parte poate să fie nemulțumită, avem o încheiere, ceea ce înseamnă că negocierea în cazul respectiv, concilierea în cazul respectiv, nu și-a atins scopul dorit. Dar inclusiv acest procent între hotărâri, deci cazurile în care părțile s-au împăcat și încheieri, cazurile în care părțile nu s-au împăcat, a început să crească semnificativ din anul 2016 și până acum. Pentru că dacă în anul 2016 aveam, de exemplu, din 46 de dosare și țin minte prea bine acest lucru, aveam numai 24 de hotărâri și 22 de încheieri, deci aproape la paritate, da? 52 versus 48 de procente, în anii următori acest procent de încheiere a scăzut, de hotărâri implicit a crescut și am ajuns anul trecut undeva la 82% hotărâri și cam 18% de încheieri, iar acum suntem aproximativ la 90% hotărâri și 10% încheieri. Adică, totuși, dacă au intrat părțile în conciliere, până la urmă se zbat amândouă părțile, asta este important, cumva părțile au înțeles, ok, am acceptat să intrăm într-o conciliere, hai să-și găsim o soluție prin intermediul acestei metode de soluționare, de alternativa litigilor. Ai zis că se ocupă un conciliator și da, că părțile se zbat. Vreau să-mi spui un pic, te rog, care este rolul lui? El trebuie să aibă în vedere că ambele părți trebuie să fie satisfăcute. Exact. Adică dacă nu acceptă una dintre părți nota de soluție pe care o propune, vom avea o încheiere. Munca conciliatorului rămâne, pentru că el este primul care se zbate ca să obțină o soluție care să împace, să fie
agreabilă sau să fie agreată de către ambele părți. Dar evident, pe parcursul timpului am observat și din partea consumatorilor că și-au, cum să spun, n-au mai avut solicitări nerezonabile. Aveau? Foarte puține aveau cazuri, da? Ce, da, ce vreau? Nu imaginăm o solicitare, de exemplu, în care spune că el nu mai vrea să mai plătească absolut nimic. Deloc. Da? Da, deci și nici nu vrea să dea casa înapoi. Așa ceva, da? Adică nu mai vreau și normal atunci de acolo cum să vorbesc, nu, în ce să începea cu nu mai vreau, deci da? Nu se poate. Așa. Sau eu știu, cum să spun, o, eu știu, n-aș putea să spun încăpățânare, dar o incrementare cumva în ceea ce am solicitat inițial și prima asta oară. Vreau să mi se dea și nimic mai mult, dar asta era valabil și pentru consumatori și pentru și bănci. Pentru adică, bănci? Exact, și pentru adică bănci? Așa, da. După care acest mecanism de conciliere, evident că a fost exersat în timp de către reprezentanții băncilor, a condus cumva la o, eu știu, o flexibilizare a pozițiilor părților, da? Ceea ce a permis să obținem tot mai multe hotărâri. Părțile au devenit mai flexibile, au înțeles că un compromis este de preferat decât să ajungă în instanță unde se pot judeca ani de zile. Corect. Și pentru că tot pusese întrebarea, deocamdată, pe finalul anului trecut, aveam o medie a anului 2019 de 55 de zile din momentul în care se constituia deci dosarul. Și 90, până când aveam, în, da, cum de zice, la 90 de zile, potrivit, spune legea, da? Da, să ajungi la 55 de zile. Ce trebuie să spunem? Sunt și cazuri mai complexe care pot depăși termenul de 90 de zile. Legea îți permite. Deci ele pot fi depășite, dar acele cazuri sunt, cum să spun, din ce în ce mai rare. Și cumva fiecare conciliator este atent la acest aspect să nu depășească acest termen de 90 de zile. Sunt multe cazuri care se rezolvă într-o săptămână sau mai puțin. Am mai avut puțin cazuri, de săptămână? Dacă am avut cazuri, e adevărat foarte simple, care au fost rezolvate într-o fost singură să mai zi. Într-o singură zi. Adică a venit consumatorul la serviciu, s-a făcut cererea, a fost trimisă către bancă, banca a fost extraordinar de receptivă și a spus, acum trimitem o persoană să încercăm să se rezolve. A venit și conciliatorul și s-a rezolvat în aceeași zi. Este record. Da, este record da, și chiar da. L-am dat la momentul da. Respectiv. Cumva în presă am transmis recordul concilierii de rezolvat într-o singură zi. Nu este, cum să spun, neapărat relevantă pentru faptul că era o cauză într-adevăr simplă, nu era o cerință complexă din partea consumatorului. Dar iată cum părțile au învățat, practic, să negocieze, chiar dacă nu este vorba despre același consumator. Avem și cazuri când unul dintre consumatori sau consumatori care și-au rezolvat o problemă cu o bancă, așa, au revenit la CSLB rezolvând problema și cu alte bănci. Spune-mi, pe rog, conciliatorii ce studiau? Juridice, în majoritatea cazurilor, sau economice. Deci, din 19 conciliatori la ora actuală, 18 sunt avocați de renume și unul este tax advisor, mă rog, deci economist, practic de profesie, dar experiența lui este iarăși foarte relevantă pentru că este singurul economist pe care îl avem și îl apreciem, nu că n-am apreciat munca celorlalți. Ceilalți sunt avocați de top, sunt oameni care în primul rând au experiență în raport cu sistemul financiar bancar de cel puțin 10 ani. Altfel spus, știu prea bine cu ce anume sau cum cu ghilimele de rigoare, bineînțeles, se mănâncă materia aceasta, raporturilor în materia financiar-bancară dintre consumatori și bănci. Și știu dacă sunt avocat, ce ar fi dacă s-ar duce în instanță cu acel știu contract. Știu și așa ceva. Surpriza plăcută în ultimii 2 ani de zile a fost că am primit cereri inclusiv orientate de către alți avocați, adică nu de către conciliatori. Adică cererea nu este făcută exact de către un consumator, ci a fost făcută de un avocat către CSLB, un avocat care a reprezentat consumatorul respectiv. Chiar am avut o situație acum și cu o doamnă avocat din Cluj-Napoca, care a fost și foarte amabilă și ne-a făcut și un pic de reclamă într-un filmuleț de promovare pe canalul unei televiziuni. Excelent. Și ne-a mulțumit. Ea a fost în principal mulțumită și ne-a mai trimis ulterior și un alt caz și avem și avocați din Brașov care au făcut așa ceva și care au trimis mai mulți consumatori către CSLB. Pentru că au auzit de centru. Pentru că au auzit de centru, pentru că au apreciat că în raport cu efortul pe care îl implică judecarea respectivului caz în instanța de judecată, versiunea CSLB sau varianta CSLB este mult mai pragmatică. Ce este adevărat. Adică, noi trebuie să ținem cont, chiar dacă noi nu punem accentul pe acest detaliu, care nu e deloc semnificativ. Pentru consumator, accesul la CSLB este gratuit. Deci el nu plătește absolut nimic. Doar în măsura în care alege să vină însoțit de un avocat, costurile respectivului avocat sunt ale lui. Dar altfel, nu există niciun fel de taxă către CSLB. Am văzut în comunicatul de astăzi un mesaj comun al celor mai mari bănci din România. Încurajăm negocierea în cadrul CSLB. Am două întrebări. Să ne imaginăm că băncile n-ar fi susținut centrul. Că
centrul ar fi trimis, conciliatorul ar fi trimis către bănci, către toate băncile din România, iar timpul de gândire al lor de răspuns ar fi fost un pic mai mare. Înțeleg că băncile cooperează, e interesul lor, dar să luăm partea cealaltă. Ce s-ar fi întâmplat dacă băncile nu ar fi susținut acest proiect? Și a doua întrebare, am văzut în comunicat că sunt enumerate trei bănci, BCR-ul, BRD-ul și Banca Transilvania. La BRD mi se pare că e Flavia Popa cu un citat. Da. Sunt doar cele trei? Sau mai sunt și alte bănci care susțin? Adică încurajăm, e în sensul de susținem? Da. Da, încurajăm, este în sensul de susținem și este greu de imaginat scenariul cu ghilimele de rigoare apocaliptic în care băncile n-ar fi susținut această construcție, pentru că sunt direct implicate în construcția. Unul dintre membrii colegiului de coordonare al CSALB este reprezentantul Asociației România Băncilor. Acolo sunt reprezentanții ANPC, Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor, Banca Națională a României, Asociația Română a Băncilor, un reprezentant al asociațiilor de consumatori care în acest moment lipse, a fost la un moment dat un reprezentant, un membru desemnat de către asociațiile de consumatori, dar el a fost retras, mandatul său a fost retras și un alt membru nu a mai fost desemnat până în prezent, din păcate, spun, din păcate, dar asociațiile de consumatori trebuie să promoveze, să-și trimită reprezentantul în cadrul Colegiului de Coordonare, iar al cincilea membru este un membru independent care a fost ales de ceilalți patru. Așa prevede Ordonanța 38/2015 în articolul 22 referitor la Colegiul de Coordonare al CSALB, practic. Prin urmare, un scenariu în care băncile să nu susțină CSALB-ul, noi nu ni l-am imaginat. Evident că ar fi fost de absolut de nedorit așa. Nu putem spune însă că de la bun început băncile au perceput. Iată, acolo vreau să ajung. În primul an n-a fost cine știe ce, 216, puteau să zică băncile. Da, când deci din 235 de cereri erau 46 de dosare care erau formate undeva, era o rată de clasare de 80 ceva la sută. 80 ceva la sută, da? După care această rată de clasare a început să scadă în anii următori la 70, la 60, iar anul trecut am încheiat anul cu un procent pe tot sistemul bancar de 31% rată de clasare. De la 80. De la 80, da? Și ne străduim, evident, în raport cu băncile, însă este foarte important în accepțiunea mea și în accepțiunea noastră a centrului ca acest venit la CSALB să se facă din rațiuni interne. Adică nu să fie impus din exterior. Este vorba despre commitment până la urmă, adică tu înțelegi care este utilitatea centrului. Nu este că îți impune cineva să te duci la CSALB. Se poate întâmpla și așa ceva, adică s-ar putea întâmpla așa ceva, deși în Ordonanța 38/2015 nu se prevede că aceste proceduri ar putea să fie obligatorii. Iar Directiva 11/2013 referitoare la soluționarea alternativă a litigiilor între consumatori și comercianți, toate categoriile de comercianți, nu numai cei din sistemul financiar bancar, arată că procedurile sunt voluntare. Iată un argument pentru care băncile ar fi putut să spună nu e obligatorie, da, e voluntară. Da, pot să spună și să știți că pot să știți că pot să spună, da? Să știți că pot să spună și pot să spun și acum. Însă hai să vedem care este deosebirea față de instanță. În instanță un litigiu costă cât costă, da? Adică între 2, 3, 5, 10.000 de euro, depinde în funcție de avocații pe care ți-ai luat să te apere, depinde de complexitatea cazului, depinde de foarte mulți parametri, da? Ok, dar durează ani de zile. În cel mai fericit caz să spunem că pe fond ai putea să rezolvi undeva într-un an, un an și jumătate. Sau dar dacă zi. Este, sau, da, în niciun caz într-o singură zi. Da? Și resursa umană alocată gestionării unui proces în instanță este foarte, foarte mare sau știu, foarte consistentă. Hai să ne imaginăm cam câte mandates o fi, înțelegi, un singur dosar în instanță. Unul singur în instanță, da? Pe când la CSALB o bancă nu plătește decât 993 de lei, pentru soluționarea unui dosar, asta este suma pe care banca o plătește. Indiferent de cât durează, chiar dacă durează mai mult de... N-are importanță. Dacă acceptați să intre în... Dacă acceptați să intre în negociere, asta este suma fixă, 993 de lei, atât plătește, da? Suma care este folosită, deci este primită de către centru și ulterior este folosită la final de lună în funcție de, eu știu, de încheierile, hotărârile care s-au dat, este folosită pentru remunerarea conciliatorului. Omul acela care muncește conciliatorul trebuie să-și primească banii, da? Așa, și plus taxele și impozitele aferente, cam asta este. Iar centrul, pentru că este o entitate non-profit și aș vrea să clarific acest aspect, non-profit, deci noi nu facem bani în așa ceva și este corect că nu facem bani, nici nu ne dorim să facem bani din așa ceva, da? Și reține doar o sumă de aproximativ câteva zeci de lei pentru administrarea ca atare, gestionarea dosarului ca atare, da?
Deci asta este costul unei bănci. Doi, durează maxim 90 de zile sau să spunem în cazuri excepționale mai mult de 90 de zile, dar media de anul trecut este de 55 de zile. Trei, este vorba despre confidențialitate. Nu este ca pe portalul instanțelor de judecată să duci să treci numele unei anumite bănci și să-ți apară toate litigiile pe care banca respectivă le are cu toată lumea la instanța respectivă. La CSLB nu există și chiar legea este și directiva și ordonanța sunt în acest sens, că aceste proceduri sunt confidențiale. Și nu în ultimă instanță, de fapt, poate trebuia să începem chiar cu acest detaliu, îți permite să te împaci cu consumatorul tău. Consumatorii ca și clienții sunt din ce în ce mai rari de găsit, mai ales cei cu care să-ți continui un raport contractual de lungă durată, da? Așa, îți permite să te împaci, să continui acest raport contractual, este beneficiul reciproc al ambelor părți. Adică e imposibil, nicio bancă nu poate exista fără clienți, fără consumatori, nici consumatori, evident, nu pot să, sau eu știu, clienți nu pot exista fără bănci. Deci permite cumva reclădirea climatului de încredere, de care este absolută nevoie în sistemul bancar. Iar în scenariul meu apocaliptic, cu faptul că băncile ar fi putut să nu susțină, în realitate băncile au tot interesul să susțină, da, pentru că ei vor clienți. Ei vor clienți și vor clienți mulțumiți. Deci cam asta este ideea. Să nu omitem faptul că un client mulțumit, un client căruia i s-a rezolvat o problemă prin intermediul CSLB, duce mai departe vestea că s-a rezolvat, că este posibil, că banca este receptivă. Absolut. Noi vrem și clienții să fie mulțumiți și băncile. Categoric, noi suntem cei care îi încercăm să îi împăcăm și ne bucurăm foarte mult când reușește așa ceva. Și au fost împăcări pe sume mari, să spunem, au fost împăcări pe sume mai puțin mari, recordurile valorice au fost stabilite tot în acest an. Leviul la împăcările pe sume mari, cine a lăsat mai mult, banca sau consumatorul? Păi să ne imaginăm, Alina, o împăcare pe 298.000 de lei, care este echivalentul de 62.000 de euro, dar era situația, eu am mai spus, aceste împăcări trebuie privite în contextul fiecărui dosar caz în parte, fiecărui caz în parte, pentru că fiecare soluție este pe fiecare caz. Corect. Nu avem o abordare de masă, ci fiecare speță este analizată în funcție de particularitățile sale și am mai zis-o de multe ori în toate prezentările, toate evenimentele noastre, niciunul dintre noi n-am vrea să fim în situația în care suntem consumatori sau suntem client în raport cu banca, așa, și ni s-a tăiat 62.000 de euro sau 52.000 de franci elvețieni sau, eu știu, 40 și ceva de mii de euro, etc., etc., sume mai consistente sau mai puțin consistente. Nici nu știu ce este mai consistent, o tăiere sau o ștergere integrală a soldului. Bine, o ștergere integrală a soldului e de dorit, da? Corect. Așadar, sunt situațiile în care poate n-ai vrea să fii în situația aceea. Sunt cazuri dificile, cazuri sociale, cazuri, eu știu, medicale. Nu toate însă sunt, pentru că am mai primit. Deci trebuie să fii mort ca să vii la CSLB și să te înțeleagă banca. Departe de așa ceva. Sunt și cazuri deci, care... Nu, deci adică nu trebuie să fii neapărat, Doamne ferește, cazurile care sunt analizate și care sunt reținute de către bănci și în care sunt foarte receptivi în a negocia, sunt cazurile în care sunt dovezi foarte clare că persoanele respective nu mai au veniturile pe care le-au avut înainte, dar asta poate să semne și un caz de șomaj. Hai să lăsăm de ce sub mai departe. Aceea este o cauză tragică, da? Dar poate să fie o cauză de șomaj, pierdere, eu știu, temporară, chiar și temporară a unui loc de muncă. Dar poate să fie și cauze fericite. În familia respectivă au mai apărut doi copii, veniturile au rămas cam aceleași, dar costurile sunt cu toate, adică cheltuielile sunt cu totul altele. Sunt și aceste cazuri fericite motiv de a intra în negociere și de a, eu știu, de a obține o reechilibrare a prestațiilor contractuale, pentru că de fapt asta se urmărește la CSLB. Prin urmare, băncile și ele sunt interesate să aibă clienți mulțumiți, pentru că mai departe asta înseamnă, eu știu, și mesajul care se transmite mai departe, banca aceea m-a înțeles și când mi-a fost greu, nu numai când a venit să iau creditul de la ea. Și au început să înțeleagă din ce în ce mai bine, spre bucuria noastră. Categoric. Și înșiruirea din comunicare, este exemplificativă sau doar aceste este exemplificativă. De ce? Dacă vrei, ne-am orientat și după volumetria pe care o avem în funcție de numărul de cere și de dosare care se constituie în raport cu băncile respective. Asta nu înseamnă că doar cele trei bănci sunt cele care sunt receptive și cu care CSLB colaborează foarte bine. Nu, mai sunt, slavă Domnului, destule, majoritatea, de fapt, băncilor au înțeles care este rolul CSLB și vin la CSLB și negociază unele mai dârz, altele mai, altele mai, să zic, mai flexibil, dar sunt dosare care se constituie în raport cu majoritatea băncilor foarte mari și foarte mari și chiar și medii, adică nu e o problemă. Băncile au înțeles care este rolul. În opinia mea, eu așa o percep.
Evident că este loc și de mai bine, da, fiecare își dorește. Dar sunt și situații punctuale în care, eu știu, marja de negociere pe care o are, de exemplu, o bancă este extrem de limitată. Noi am mai dat un comunicat de presă în care am arătat. Sunt foarte multe dintre solicitări care vizează ștergerea din birou de credit. Ori așa ceva nu poate să fie obținută. Cum ar putea să intre un conciliator și să spună ordon băncii respective să facă ștergerea când cauzele de ștergere din birou de credit sunt foarte, foarte limitative, da, exact. Nu există. Sau dar, știu eu, au fost solicitări față de băncile care au activat și care activează în domeniul Bausparkasse, deci BPL-urile, băncile pentru locuințe, și în care se cere cu obstinație aceeași, eu știu, indemnizație sau ce era o sumă din partea statului, practic, că pentru asta s-a dus omul acolo și a constituit depozitele respective și vrea acum să se dea prima de la stat, exact cu ghilimele de rigoare, ca să cităm, este prima de la stat. Ori a fost Curtea de Conturi foarte clar acolo și, din câte știm noi, cele două bănci au în continuare, ori au avut litigi, ori mai au litigi referitoare la acest aspect. Iarăși nu se poate interveni în zona respectivă. Da? Dar vi s-a întâmplat și invers, ca banca să înceapă dârzi negocierea și apoi ușor, având în vedere că voi ați obținut multe astfel de victorii, să zică am văzut cum merge, este ok, să mai lărgim un pic marja în care noi putem să negociem. Așa s-a întâmplat cam cu majoritatea. Deci au început în sensul pe poziție, că, da, și-au arătat poziție. Nu neapărat că erau poziții de forță. Dar, da, calea cea mai cunoscută e cea bătătorită și inițial părea cumva că este mai simplu să mergem în instanța de judecată. De ce? Pentru că acolo măcar știam cam cum... Da, mai simplu pentru ei. Însă ulterior au realizat prea bine care sunt și costurile și costul efectiv în bani, dar și alte costuri asociate, eu știu, cu încredere, cu factorul încredere, cu factorul timp și așa mai departe, da? Și au început să vină și către CSLB, iar mandatele reprezentanților care vin să negocieze direct aici la CSLB cu conciliatorul, cu consumatorul, au început să vină din ce în ce mai laxe. Adică li s-a permis cumva, ok, nimeni n-o să-și etaleze, dacă vrei așa, aturile din prima, dar mandatul îi permite să negocieze o anumită sumă. Și sunt reprezentanți pe care îi apreciem și care vin într-adevăr și care chiar se străduiesc să găsească împreună cu consumatorul și cu conciliatorul, evident, care îi ajută în discuția aceasta. Și au fost și situații în care părțile au fost, cum să spun, pe poziții adverse, clare de la bun început, și ulterior, cu grație priceperii, eu știu, măiestriei conciliatorilor noștri, să ajungă la o soluție comun acceptată. Dar s-a întâmplat ca omul să ducă direct la bancă și banca să recomande centrul? Da, 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 în sensul că s-a dus la bancă, exact, cu egritul disăgri, da? Exact. Nu ne putem înțelege amândoi. Așa. Dar știi ceva? Deci asta este, ca să zic așa, un nivelul următor de paradigmă în care banca nu mai așteaptă să fie chemată de către consumator printr-o cerere formulată prin intermediul CSLB-ului, ci îl orientează pe consumator către CSLB. Noi nu reușim să ne înțelegem. De ce? Pentru că discutăm amândoi, evident, fiecare se menține pe poziția sa proprie, nu cumva ar fi util să fie și o a treia parte implicată. Partea aceasta este CSLB. Adică, mă rog, conciliatorul cu care CSLB colaborează. Și grație intervenției acestui conciliator se poate găsi o soluție. Și conciliatorul cum pleacă el la drum când vede că are în față două părți care nu s-au înțeles? De pe ce poziții pleacă? E cam majoritatea cazurilor această poziție de pe care pleacă, adică părțile nu s-au înțeles. Nu, dar se întâmplă cazul în care partea vine, consumatorul vine direct la voi și intermediază, fără să aibă loc tâmbălou dintre ele două. Nu, deci se întâmplă să fie și așa ceva, evident, adică vine, deși directiva spune foarte clar și ordonanța 38 a preluat acest lucru, primul pas este ca acest consumator să meargă către bancă prima oară, să încerce să-și rezolve problema cu banca sau cu IFN-ul direct, și doar în măsura în care a obținut un răspuns care îl nemulțumește sau n-a primit niciun răspuns, să vină către CSLB. Dar statistica voastră este că oamenii vin direct la voi, nu se duc la bancă. Da, și se întâmplă de ce? Pentru că sunt unele bănci care au acceptat și au spus că de vreme a ajuns omul la CSLB, doar nu o să-l mai trimiți înapoi către noi. Sunt și astfel de bănci care au ajuns la CSLB, ok, e ca și când. Dar sunt și persoane care, așa cum spuneai, s-au dus, banca nu a reușit să se înțeleagă cu clientul respectiv, cu consumatorul, și l-a trimis pe clientul, de dumneavoastră este CSLB, uite, astea sunt cererile pe care le poți completa și le putem trimite către CSLB, implicit cumva este un dosar gata format, da? Câtă vreme banca trimite pe consumator, nu înseamnă că ulterior, după ce vine cererea prin intermediul CSLB-ului, banca zice, pas, eu nu intru în procedură, păi ce-am rezolvat? Nu. Implicit este deja de la bun început un dosar care se formează. Dar vin oamenii să vă spună, știți, aș vrea neapărat că nu mai vreau să mai plătesc.
că nu mai vreau să mai plătesc, nu se pune problema. Să obțineți ceva în mod special pentru mine. Oamenii au această dorință de a fi special. Mie să-mi obțineți mai mult decât mi-ați obținut celorlalți. Nu știu, întreb. Da, se pot formula și astfel de cereri, dar tocmai spuneam că zic, persoanele, consumatorii au început și în ultima perioadă sunt rezonabili în solicitările pe care nu mai avem niște cereri extraordinare. Ce înseamnă rezonabil, evident, în sensul că nu mai au acele pretenții pe care le spuneam, de exemplu, da, că nu mai vreau să mai plătesc absolut nimica, nu. Dar să nu ne imaginăm, de exemplu, că pentru că modul de sesizare a CSLB-ului este foarte simplu, da? Să nu ne imaginăm că persoanele acestea au pregătire juridică. Ei de multe ori își formulează cererea extrem de simplu. Eu nu mai pot să mai plătesc rata la bancă așa cum este acum. Vă rog să găsiți o soluție. Și asta este deja rolul conciliatorului, să intre, să discute mai întâi cu consumatorul respectiv, da? Cu clientul acela, despre ce este vorba, ca să afle care sunt, mă rog, resorturile, de unde vine această neputință, pentru că este neputință în majoritatea cazurilor, nu este reavoință, nu, este neputință. Reavoință nu e niciodată? Bun, au fost și situații, dar care s-au filtrat foarte repede, pentru că, mă rog, ceea ce susții tu în fața conciliatorului trebuie să fie și dovedit cumva, da? Mi-am pierdut locul de muncă, așa mai departe. Ori dacă eu vin numai așa jocând din cauza ca să încerc să obțin o soluție, că mi s-a părut mie dobândă, eu pot, am poate același venituri sau poate că am și venituri mai mari decât în momentul în care am contractat creditul, dar nu vreau să mai plătesc la fel. Băncile sunt atente la astfel de situații și fie nu intră, fie până la urmă chiar dacă intră în negociere, se sfârșește printr-o încheiere, probabil cu un eșec. Da. Am vorbit de bănci, dar ne întoarcem la consumatori. Da. Ei au venit către voi încrezători sau ceva de genul, hai să încerc și cu centrul să vedem ce ieși, dacă nu mă duc la instanță. Sau inițial aceasta a fost probabil, adică a zis, haideți să vedem și cum o fi prin intermediul CSLB-ului. Depinde, au fost persoane care au venit chiar cu încredere de la bun început, au fost persoane care au mulțumit CSLB-ului și nu o spun acum cu titlul de glorie, pentru că nu asta este scopul nostru, au mulțumit și în momentul în care au obținut o încheiere. Adică nu s-a rezolvat problema lor și a zis, domnule, măcar am avut o discuție cu cineva care a fost abilitat, pentru că diferența majoră între modul în care un consumator încearcă să-și rezolve o problemă direct cu banca este și cea prin care încearcă să-și rezolve problema cu CSLB-ul este aceasta. Când se duce la bancă, de obicei se duce la agenție, la sucursale de unde și-a luat creditul, da? Și acolo vorbește cu persoane care nu întotdeauna sunt mandatate să negocieze problema lui. N-au această putere. Uh-huh. Ei i-au dat un contract de credit, acest contract de credit a fost citit, a fost înțeles de către consumator, a fost semnat, a fost asumat de către părți, ok? Dar în momentul în care el se duce și încearcă o negociere, persoanele de acolo nu au forța necesară să negocieze contractul ca atare, să adapteze contractul. Ce se întâmplă în momentul în care cererea este adresată CSLB? Cererea este orientată către un dispozitiv, către un departament, către o structură, da? Care se află, care este creată la nivelul centralei băncii. Și unde sunt persoane care sunt împuternicite să rezolve acest tip de probleme. Pentru că asta a fost de multe ori mulțumirea consumatorilor care au venit la CSRB și au spus, chiar dacă nu mi-am rezolvat problemele, măcar mi s-a explicat și acum am înțeles despre ce este vorba și am fost mulțumit că am vorbit cu cineva care avea putere. Sau s-a rezolvat problema respectivă, tot pentru că a vorbit cu cineva care avea putere. Acest mandat de care spuneam și care a devenit mai lax și care a devenit mai, eu știu, cu limite mai largi, până la urmă tot asta înseamnă. Aceasta este diferenția și de aia zice, păi da, am fost la bancă și n-am reușit să rezolv. Și am venit la CSLB și s-a rezolvat. De asta s-a rezolvat. Da, este o altă cale de adresare sau un alt input care se realizează la nivelul băncii. În opinia ta mai este loc, mai este marjă pentru oamenii care să vină, pentru consumatori care să vină la CSLB? Da, sigur că da. Nu se înțelege că ne dorim. Noi ne dorim ca oamenii, în momentul în care au o problemă în raport cu o bancă sau cu un IFN, să aleagă versiunea CSLB-ului pentru că este cea mai convenabilă și pentru ei consumatori și pentru bănci. Asta este adevărul, adică este o soluție echilibrată, este o soluție elegantă, nu este obligatorie, nu se înțelege acum când a spus o soluție elegantă, că celelalte, eu știu, mersul în instanță mi nu este elegant. Mi se pare că este foarte elegantă. Este elegantă, nu zic, dar nu se înțelege că celălalt nu este elegant. Înțeleg, este. Dar mi se pare că este foarte dar elegantă. Dar pragmatică, necesită un termen scurt, nu pierzi până la urmă nimica pentru că este gratuită pentru consumator, deci poți să o faci. Ideea este ca oamenii, deci spun, având o problemă, să aleagă CSLB față de instanța de judecată sau, știu eu, față de o reclamație pe care o adresează autorității de protecție a consumatorilor. Și chiar Autoritatea Națională de Protecție a Consumatorilor a sesizat că în ultima perioadă, în ultimii ani, numărul de reclamații care sunt orientate către această autoritate a scăzut ca număr în timp ce activitatea CSLB a crescut. Vă reclamau la autoritate? Nu. Se duceau cu reclamații. Se duceau cu reclamații către autoritate referitoare la bănci. Ceea ce pot să facă și acum.
Și acum, dar ANPC-ul, la rândul său, este una dintre structurile implicate în structura CSALB-ului, da? De Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorului are de asemenea un reprezentant în structura colegiului și totdeauna a fost implicată în bunul mers al activității centrului. Ca și Banca Națională, ca și Asociația Română a Băncilor, toți actorii au fost implicați. Că de aici este și, dacă vreți să spunem, rezultatul conjugat al tuturor eforturilor, este această activitate care a crescut în permanență. Da? Iar dacă consumatorii vor alege CSALB în raport cu altele, aceasta este mulțumirea noastră. Dar altfel, să spun că vreau să vină la mine sute, mii de consumatori, este ca și când aș spune că îmi doresc acești oameni sau ca mulți oameni să aibă probleme. Nu-mi doresc așa ceva. Dar nu ne dorim niciunul așa ceva. Da? Corect. Ca și conciliator, ce este mai ușor, să comunici cu consumatorul sau cu banca? Banca înțelege că sunt juriști acolo, dar consumatorul, spuneați că nu sunt toți cu studii juridice. Majoritatea sunt fără studii juridice, că na, este fiecare normal dintre oameni are profesia sa. Depinde. Depinde. Noi am discutat cu mulți dintre conciliatorii noștri, cu majoritatea, cu toți conciliatorii, știm care sunt problemele pe care le au. Uneori discuțiile se fac, de exemplu, separat, deci nu sunt puse părțile față în față. Cam asta ar fi regulă. Da, deci mai discut cu consumatorul, după care vorbesc cu banca, după care iarăși cu consumatorul sau cu banca, dacă este cazul, și facem o notă de soluție pe care le propunem ambilor, bineînțeles, să vadă despre modul, eu știu, în care se poate rezolva. După cum, eu știu, sunt și situații în care părțile sunt puse față în față, dar în momentul în care conciliatorul constată că, într-adevăr, acest amestec nu este unul exploziv, adică punându-i față în față nu va degenera discuția și nu vor începe reproșurile prea acute. În majoritatea cazurilor, analiza se face separat sau discuțiile se fac separat. Dar asta nu este decât o, cum să zic, nu există o regulă. Fiecare conciliator face așa cum crede de cuvință. El este, cu ghilimele de rigoare, judecătorul de caz, da? Care decide cum se va întâmpla concilierea în cazurile pe care le gestionează. Liviu, ce proiecte are centrul în continuare? Proiecte. Am înțeles că nu-ți propui să fie cât mai mulți oameni care să vină la voi, pentru că asta înseamnă să fie cât mai multe probleme. Da, nu, așa este. Deci exact aceasta este ideea. Dar dacă sunt probleme, totuși să vină către CSALB și să le rezolve prin intermediul CSALB, da. Dacă o să fie nevoie, am mai crescut de altfel personalul nostru, nu suntem chiar de la bun început, am fost numai 4, 5, 6 ani. 4 ani de zile. Din 2016 până în 2020, da. Deci în 4 ani ați ajuns la 19 conciliatori, așa este. Și numărul de conciliatori a crescut și numărul, dacă vreți, angajaților, colaboratorilor direct din cadrul CSALB a crescut. De undeva de la 4 oameni inițial, la 5, la 6, la 7 suntem, da? Așa. Plus colegiul de coordonare, da? Dar 7 oameni care suntem prezenți la sediu. Dacă o să fie nevoie, o să mai angajăm oameni, dacă o să fie așa de multe cauze. Vor mai fi selectați conciliatori. Provocările noastre sunt nenumărate, inclusiv pe plan operațional. Vrem să fiabilizăm din ce în ce mai bine, din ce în ce mai mult procedurile noastre. Ele oricum au fost fiabilizate. Tot ce înseamnă cale de comunicare la distanță și așa mai departe este folosită, deci tehnica ne ajută. Pe noi acum, perioada aceasta de pandemie, dacă vrei, ne-a prins cumva foarte bine mulați pe spațiul acesta online, pe spațiul virtual, pe spațiul online, pe e-mail-uri, pe telefoane, pentru că așa se întâmplă de regulă activitatea centrului. Deci conciliatorii au lucrat în această perioadă. Non-stop. Conciliatorii și noi am lucrat în această perioadă non-stop. Chiar dacă uneori, da, pentru rațiuni de protecție a sănătății și așa mai departe, s-a făcut în regim de telemuncă, de acasă, cu laptopul de acasă, telefon, cu VPN-ul instalat pe laptop pentru a proteja comunicațiile, cu, eu știu, prezența la sediu cât mai limitată pentru că mai vine corespondență, de exemplu, din partea consumului, trebuie să fie gestionată, dar noi am fost apți să lucrăm în toată această perioadă. Da, și multe proiecte de comunicare. Multe proiecte de comunicare, pentru că dorim să ajungem la cunoștința cât mai multor persoane. Avem un proiect la care ține foarte mult și care se numește Caravana CSALB. Noi am constatat că în București, evident, se cunoaște București, Ilfov se cunoaște despre centru, sau din ce în ce mai mulți oameni cunosc existența CSALB și ce face CSALB sau ce poate să facă CSALB pentru consumatori, dar în țară nu este aceeași situație. Prin urmare am inițiat o caravană a CSALB în urmă cu 2 ani de zile și am reușit să ajungem în marile orașe ale țării și continuă și anul acesta. Va continua în momentul în care condițiile vor permite. Până acum am reușit să ajungem în Craiova, în Constanța, în Oradea, în Sibiu, în Cluj-Napoca, în Iași, Brașovul, așa, și cred că mai este încă un oraș, pentru că am făcut în 8 orașe până
acum, urma anul acesta și urmează când va fi posibil să ajungem în Pitești, Ploiești, să ajungem în Târgu Mureș, etc. Nu știu dacă am apucat să-ți spun că la conferința de banking din februarie la care ai fost, când ai venit și ai prezentat materialul tău, s-a făcut o liniște totală. Lumea te asculta și mai mult, eu fiind undeva sus, la etaj, am putut să văd cum profesori de drept își notau ceea ce spuneai tu. Mi s-a părut absolut, i-ai magnetizat, te ascultau meritul, și își notau. Meritul este al subiectului. Ai avut o prezentare foarte frumoasă. Meritul foarte este bună. Al subiectului categoric, pentru că, vrând nevrând, suntem foarte puține entități care facem așa ceva. Și e bine că ridica problema aceasta. La ora actuală, în România, există CSLB pentru domeniul financiar bancar, da? Centrul de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul financiar bancar. Există o direcție SALFIN în cadrul Autorității de Supraveghere Financiară, care se ocupă de același tip de probleme, evident, de soluționare alternativă a litigiilor în domeniul asigurărilor, pensiilor private, pieței de capital. Există o direcție de rezolvare, o direcție sală în cadrul ANPC. Este foarte bine că există, este o direcție, dacă vrei, complementară, care are și rol complementar, adică toate celelalte business-uri care nu și-au creat un centru SAL, da, se pot duce către ANPC, dar suntem departe, de exemplu, și nu voi da ca element de comparație Franța sau Germania sau Italia. Suntem în urmă și aici? Suntem în urmă față de Bulgaria. Bulgaria are 16 centre SAL. 16 centre SAL. Nu au reușit. Foarte simplu, au pentru toate categoriile, toate ramurile de transport, în transport rutier, feroviar, maritim, fluvial, au în materie de petrol, au în materie de, eu știu, de electricitate, de telecomunicații, etc., etc. Orice business, orice ramură de business își poate crea propriul centru SAL. Cadrul este oferit de către această ordonanță 38/2015 și noi ne dorim să nu mai fim atâți stingeri, două, trei atât entități unici, atât de unici. Da, exact, chiar ne dorim, da, să avem concurență. Și m-aș bucura să aflu că o să se creeze un centru, eu știu, la nivelul ANCOM-ului, pentru că astfel de centre pot să fie create la nivelul autorităților de reglementare. Da, da. E un caz particular, CSLB-ul, să știi, și noi ne bucurăm, pentru că este cumva, este cu personalitate juridică creat CSLB, chiar de către această ordonanță. Deci noi avem chiar personalitate juridică. Dar se pot crea astfel de centre SAL și ne dorim să avem concurență, da, pe diverse ramuri de business. Levi, mulțumesc foarte, foarte mult. Cu tine oricând o plăcere să discut. Mulțumesc foarte mult. Plăcerea este reciprocă, te asigur. Și știi ce vreau să-ți propun? Dacă azi ați ieșit cu comunicat pe primele 4 luni, la următorul comunicat, poate ne mai vedem. Da, sigur. Sunt convinsă că dacă de la 820, când a fost emis comunicatul până astăzi, a crescut numărul la 900, îmi imaginez ce o să fie când ne vom reîntâlni. Da, să sperăm că o să crească activitatea, dar noi ne dorim, practic, da, cum ți-am zis, știi, adică ne dorim o creștere organică și o creștere justificată, într-adevăr, de... Ceea ce a și fost, organică. Da, a fost o creștere organică și așa am vrea să și rămână. N-aș crede în mecanisme de astea artificiale sau, eu știu, exact, sau, eu știu, constrângeri exterioare care se termină. Nu, părțile trebuie să înțeleagă. Văzând rezultatele și rezultatele sunt foarte bune. Iarăși cu titlul de exemplu, aș putea să spune că până la finalul anului trecut, până la finalul 2019, valoarea beneficiilor rezultate din negocierile dintre părți era de aproximativ 3 milioane de euro, adică 2,7 milioane euro. Nu sunt bani chiar puțini. Poate că nu sunt mulți la nivelul sistemului, dar nu sunt bani chiar puțini. Banii aceștia reprezintă o diminuare a efortului de plată pe care l-au consumatorii. Corect. Da? Corect. Prin urmare, noi ne dorim să avem activitate categorică astfel încât să putem ajuta consumatorii și băncile să se împace. Mulțumesc foarte mult. Cu această concluzie pozitivă încheiem. CSLB vă așteaptă, așa că oricând puteți să cioc-cioc sau online. Mulțumesc foarte mult. Mai bine, la revedere.